Ce pot să vă zic în materie de genți? Da. 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 Cred că mi-am cumpărat cam multe. Da. Și mai am două și pe pat, nu le puteți vedea. Nu m-am putut abține. Mi-au plăcut foarte mult. Mai ales că sunt modele de genți care nu se găsesc la noi și acesta a fost motivul care m-a împins să mi le cumpăr. Plus că eram acolo pe moment, mi-au plăcut atât de mult, nu m-am putut abține. Nu m-am putut abține, ce pot să zic? Mi-au plăcut. Le-am cumpărat, sunt aici, gata. Haideți să începem cu geanta mea preferată sau una dintre gențile care îmi plac mie la nebunie. Îmi plac toate la nebunie, nu știu de ce am zis asta. O să începem cu cea mai micuță geantă. Este aceasta de aici. Este o geantă de pe un site, se numește rosegale.com. Ei m-au contactat și mi-au oferit un voucher, mi-au spus să aleg de pe site tot ce-mi doresc eu și să dau comandă și mi-au trimis produsele eu. Am văzut această geantă pe site și arăta atât de fain, am zis că nu se poate să arate atât de fain și în viața reală, însă totuși am zis să merg să-mi asum acest risc, am dat comandă și după cum puteți vedea, într-adevăr este la fel de superbă cum era și pe site, deci nu mi-a venit să cred că arată atât de bine. A costat bine, nu am dat eu bani, dar costă 35 de dolari. Este un, zic eu, un bej închis, are acest element alb, auriu pe margini, cred că este un șiret aici, însă se vede fain, indiferent de ce fel de ață îi pui. Este o geantă micuță, se deschide relativ ușor, are două compartimente la interior, nu încap foarte multe lucruri, însă esențialul, știți și voi, un telefon, un portofel, niște bani, un ruș și nu-ți trebuie nimic altceva atunci când ieși în oraș. Este, nici nu pot să vă explic, este atât de frumoasă această geantă încât a devenit, stă pe hol pentru că o port foarte des în aceste zile. Tot de la ei am primit și o pereche de pantofi pe care am să vi arăt mai târziu și două perechi de cercei pe care la fel am să vi arăt mai târziu, însă geanta este preferata mea. Preferata mea, vă recomand site-ul cu toată inima, toate produsele au fost exact așa cum arătau pe site. Și ca să mergem în continuare în funcție de mărime, următoarea geantă, puțin mai mare, este aceasta. Este o geantă de la Guess, am cumpărat-o din Century 21, a costat cred că în jur de 30 de dolari, însă mi-a plăcut faptul că este din nou această nuanță de roz cu alb și un crem. Nu este piele, nici o geantă pe care am să vă prezint nu este de piele, însă este incredibil de ușoară, este, nici nu pot să vă explic, este efectiv ca un puf, cred că este și mai ușoară decât telefonul meu. Are, în schimb, aici un fermoar, un singur compartiment la interior și un compartiment mai mic pentru chestii, știu eu, care să fie mai la îndemână și aici mai are două compartimente mai micuțe în care puteți să vă puneți și eu un ruj sau alte, din nou, chestii mai micuțe care nu vreți să le pierdeți la interior. Are brandul pe ea, bineînțeles, nu se putea Guess, își pun numele peste tot, însă, cum v-am zis, am achiziționat-o pentru că este incredibil de ușoară, mi-a plăcut forma, faptul că nu se mișcă în toate direcțiile, are o formă fixă, are și o baretă destul de lungă, pentru că eu nu prea port genți numai cu două barete, nu știu, este incomod pentru mine. Și culoarea este excepțională. Următoarea geantă pe care am să vă prezint este cumpărată din magazinul Icing și atunci când am fost eu în magazin avea o ofertă. Cumperi 6 lucruri și plătești numai 3. Și asta era pentru absolut tot magazinul, adică genți, haine, accesorii, ciocăre și o grămadă de chestii, mi-am cumpărat de acolo inclusiv aceste urechiușe, tot în acea zi cu gentuța, iar geanta despre care vă vorbesc este aceasta. Prețul ei întreg a fost 20 de dolari, însă mi-am cumpărat 6 lucruri și cred că totalul a fost în jur de 47 de dolari, cu tot cu geantă, cu tot cu urechiușe, cu tot cu două ciocăre și alte lucruri pe care o să le vedeți pe parcurs. Aceasta este geanta, mi-a plăcut din nou faptul că este o geantă, are o formă fixă, nu se mișcă, nu-mi plac gențile alea în care pui ceva și ia forma acelui ceva. Mi-a plăcut inclusiv textura materialului, nu știu dacă puteți să vedeți, este așa scaly, parcă este o piele de, știu eu, bine, este artificială, nu este piele, bineînțeles, dar are așa o textură mai diferită decât un negru mat. Se deschide ușor, iar la interior are un compartiment
în spate mai are un compartiment care se închide cu un fermoar, mai are două compartimente mai mici în față, în care dacă vreți vă puteți pune lucruri și da, are și în spate un compartiment mic, tot închis cu un fermoar pentru chei sau pentru ceva și o bilete de tramvai care să le accesați cu ușurință. Îmi place pentru că este, chiar dacă este micuță, este foarte încăpătoare. Singurul lucru care pot să zic că m-a deranjat la un moment dat, pentru că am purtat-o și în America de câteva ori, este faptul că acest lăcățel, când mergi, se mișcă și face zgomotul ăsta. Deci mergi și face zgomotul ăsta și, nu știu, pe mine la un moment dat a început să mă enerveze sunetul, însă cred că are și o cheie pe undeva, dacă nu mă înșel este chiar aici, însă are și cheia, este chiar aici și cred că pot să-l scot, însă are și lăcățelul ăsta, farmecul lui, o să văd dacă îl scot sau nu, cât de mult o să mă enerveze zgomotul. Geanta este frumoasă, este o geantă clasică, merge cu absolut orice outfit și nu regret că am cumpărat-o. În continuare, haideți să vă arăt una dintre gențile după care am suspinat atât de mult încât a trebuit să mă duc și să o cumpăr. M-am gândit destul de mult pentru că a fost o achiziție, am dat destul de mulți bani pe ea, însă mi-a plăcut atât de mult încât m-am întors și mi-am cumpărat-o. Vorbesc despre această geantă. De când mă știu, mi-am dorit un MacBook și o geantă Kate Spade. Mi-am cumpărat și MacBook, mi-am cumpărat și geantă Kate Spade. Ah, cum pot să vă zic? Geanta asta este Ani. Când am văzut-o, am zis că geanta asta sunt eu. Este exact cum aș fi eu dacă aș fi o geantă. Cred că am repetat același lucru de 3 ori, îmi cer scuze. Ah, are roz, are acest un fel de baby blue, are un albastru mai închis, se poartă pe umăr, are și tortițe dacă vrei să fii mai chic. Se închide cu fermoar, iar la interior are un buzunarel în spate care se închide cu fermoar și două compartimente în față pentru lucruri mai mici, dar culoarea și forma mi-au plăcut atât de mult încât, nu știu, nu m-am putut abține. A costat $150. Nu este piele, este un alt material sintetic, însă puteți să auziți. Este acel tip de material, adică nu se murdărește. Deja am început să o port. Este destul de încăpătoare, adică pot să merg la facultate și să am aici și halat și stetoscop și schimburile pentru sală, dacă doresc, în cap toate, inclusiv căștile și cheile și portofelul. Astfel încât, da, este geanta visurilor mele. Iar acum, haideți să vă vorbesc despre o altă geantă care mi-a plăcut foarte mult, mai ales prin formă și prin culoare și o să ghiciți, da, este un roz. Da, vorbesc despre această minunăție de geantă. Da, este destul de mare, după cum puteți vedea, este cea mai mare geantă din colecție. Este de la Marc Jacobs. Este un roz pudrat, are aici în față un buzunărel, are și în spate un buzunărel. Din păcate, nu are fermoar, se închide pur și simplu cu un buton aici și se desface la interior. Este o culoare extraordinară, un burgundie, aș zice eu, un fel de mov, roșu închis, nu știu cum să-i zic. Aici am husa de la laptop, de la MacBook, pentru că aici am purtam laptopul când eram în state. Și, după cum puteți vedea, este super încăpătoare, este foarte încăpătoare. De altfel, am purtat această geantă cu mine când m-am întors din state prin aeroport, pentru că mi-au încăput foarte multe chestii. Am pus aici ambele laptopuri, toate electronicele le-am purtat în această geantă timp de 2 zile cât am călătorit eu spre România. Este destul de greluță, aș zice că are jur de jumătate de kilogram în sine, este un material foarte gros, are aceeași textură ca și geanta Kate Spade, auziți, da? Însă, mi-am dorit-o, am văzut-o în magazin, a costat mai mult decât geanta Kate Spade, a costat $180, însă, știind-mă pe mine, știind că de obicei car foarte multe chestii cu mine la facultate, am zis că o să am nevoie de o geantă mai mare și mi-am cumpărat-o. Mai ales că este și culoarea mea preferată, după cum puteți observa, da? Nu mă judecați! Mi-am dorit-o și mi-am cumpărat-o. Este una dintre gențile mele preferate. Și iată că am ajuns și la ultima geantă, sau nu e chiar geantă, este un rucsac. Este vorba despre acest rucsac negru foarte frumos de la Victoria's Secret. A costat $70, deci este...
aș zice eu scump pentru un rucsac. Mi-a plăcut prin faptul că are la fel acea textură ca și geanta pe care v-am arătat-o mai înainte. Este, nu știu cum, dacă puteți vedea, este scaly, nu știu, ca un fel de piele de șarpe. Are logo-ul Victoria's Secret, nu știu, un element care îi dă un plus de style. Detalii aurii. Ce pot să zic? Este ca un rucsac care mai are aici niște, un lanț auriu. Și în interior are acest compartiment în față, iar la interior, haideți să vedem, deja am și uitat. La interior are un compartiment în spate care se închide cu fermoar. Și două compartimente mai mici aici în față. Este foarte încăpător și pe acesta l-am purtat în drum spre România. Aici cred că am avut toate carnețelele, pentru că nu le-am pus în bagajul de cale, erau prea grele și bagajul meu de cale deja era puțin peste, așa că le-am pus aici. Am toate gențile astea frumoase, însă de când am revenit la facultate, tot cu rucsac m-am plimbat, pentru că mi este mult mai ușor, mai ales dimineața când sunt pe fugă să plec la spital, să-mi arunc aici halatul, stetoscopul, schimburile pentru facultate și pur și simplu să-l pun în spate și să merg cu el la facultate. Mi-a fost mult, mult, mult mai ușor. Gențile astea, ca să le port, trebuie să fiu îmbrăcată și într-un anumit fel, iar eu când merg la facultate sunt mult mai sport, mult mai casual, nu port de obicei tocuri, tot cu Adidas și am rămas. O să vedeți, mi-am cumpărat foarte multe haine elegante, însă o să vedem când am să le port. Iar ca să închei și seria genților, vreau să vă arăt un ultim element, este vorba despre acest portofel. Cred că tot din Century 21 l-am cumpărat, a costat 20 sau, nu, 29 de dolari, mi-a plăcut, este de la Guess, are acest element aici tip marble, de care eu sunt obsedată în ultimul timp, iar la interior este ca orice portofel. Cu asta am terminat și seria genților. Pot să respir, mi-am cumpărat foarte multe, însă mi le-am dorit pe toate și cu siguranță am să găsesc o ocazie pentru toate. Îmi și imaginez deja toate lookbook-urile care o să vină în curând, dacă și vremea este cu mine. Iar acum, haideți să trecem la categoria mea preferată, și anume sportul. Vreau să vă arăt toate articolele mele preferate legate de leggings, de bluzițe, de Adidas, mai ales Adidas. Stați să vedeți ce perechi de Adidas mi-am cumpărat. Oh! Da!